Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează. Iată-ne deja ajuns în ultima săptămână de campanie electorală, după o bătălie în care toți candidații intrase în curtea electorală și nu puțini, se străduiesc să ne atragă simpatia noastră a votanților. Astăzi, în spațiul acestei emisiuni România Votează, avem un candidat cu totul și cu totul deosebit. Este vorba de candidatul independent Sebastian Burduja. O să vedeți un tânăr din cei școliți peste hotare, care a luat decizia de a se întoarce acasă pentru a pregăti o altă Românie. Șansa de a face acest lucru o putem da noi, votanții, dacă îl investim cu încrederea noastră și îl trimitem în Parlamentul României. O să vedeți o emisiune cu totul și cu totul aparte. Bună ziua și bine ați venit la Roman 24 Online, domnule Sebastian Burduja. Vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în spațiul emisiunii noastre, cu atât mai mult cu cât noi ne-am întâlnit la un eveniment deosebit. Este vorba de lansarea unei cărți document pe care eveniment cultural care a avut loc și la Roman în urmă cu două săptămâni. Haideți să vorbiți cine sunteți dumneavoastră, domnule Burduja, și de ce candidat independent? Este întrebarea pe care eu v-am pus-o și atunci. După prezentarea pe care v-a făcut-o prietenul nostru comun, îi spun Adriana lui Gheorghe, un nume de referință în cultura românească, și colegul meu Viorel Cosma, Tianu, cum valintă prietenii, este un personaj cu totul aparte. Haideți să vedem, să afle telespectatorii mai, noștri mai mult despre acest personaj, un tânăr care se întoarce de la bine sau foarte bine în spațiul Uniunii Europene, la el acasă, pentru că România asta trebuie și ea dată pe mâinile unor tineri ca dumneavoastră, pentru a face și din ea o țară cu adevărat europeană, sau așa, cum ne-am învățat cu sloganul, vrem o țară ca afară. Nu mai vorbesc de acasă. Acum. Sau ca acasă. Nu mai vorbesc de acum, vă lăs să vă prezentați, o să mai intervin doar din când în când cu întrebări. Vă mulțumesc din suflet, domnul Ordean, și mă prezint pe scurt tuturor celor care ne urmăresc. Sunt Sebastian Burduja, candidat independent la Camera Deputaților, aici la Neamț. Sunt nemțean, sunt un om care iubește aceste locuri, am copilărit aici. Din generație în generație suntem nemțeni, zona Dragomirești, Borniș, Dochia și Piatra Neamț, dar și cu rădăcini aici în zona Romanului, unde unchiul meu, fratele bunicii mele, este vrednicul de pomenire Ioachim Vasluian, cel care a fost episcop vicar în aceste locuri. Și un om pe care romașcanii l-au apreciat cu totul și cu totul deosebit. Văd că nu ne spuneți despre tatăl dumneavoastră, care a avut și el o leacă de treabă cu politica nemțeană, fiind parlamentar de Neamț, tot pe liste, în primul parlament liber, alături de Iulian Stancov, de nu mai amintesc care, dar astea-s două nume de referință. Și de mulți alții. Este adevărat, a fost chiar ales ca prim-primar al municipiului Piatra Neamț după Revoluție. La 6 luni după aceea a intrat în adunarea constituantă, în primul parlament al țării, și a fost primul sau printre primii parlamentari care și-au dat demisia. El și-a dat demisia în 1991 și nu a mai
vrut să aibă nimic de a face cu politica românească. Deși ei au pus o piatră de temelie la începuturile democratice ale acestei societăți, lucru esențial, după părerea mea, pentru că orice lucru trebuie să aibă un început și un sfârșit. De ce fiul său, Sebastian Burduja, vine să preia ștafeta lăsată în urmă acum 25 de ani de tatăl său? Da, cred că e important să ne pese. E important să ne implicăm, mai ales generația tânără are șansa de a lupta încă pentru această țară. Ca să închei prezentarea mea pe scurt, am fost plecat în Statele Unite, da, din 2004, am absolvit Universitatea Stanford, printre primii, așa cum o certifică distințiile pe care le-am primit acolo. Am fost admis ca bursier la Universității Harvard la un program de dublu masterat în administrarea afacerilor și în politici publice. După acești ani de studiu, am lucrat în domeniul dezvoltării internaționale, în special pe proiecte de infrastructură, 3 ani și jumătate la Banca Mondială, după un an și ceva într-o firmă privată de consultanță. La Banca Mondială am avut șansa să vin des în România, deși lucram ca angajat al băncii recrutat de Banca Mondială la Washington DC, și să văd foarte multe locuri din această țară, cam 300 și ceva de localități, sprijinind autoritățile locale să dezvolte comunitățile lor pe proiecte finanțate din fonduri europene. Din păcate, domnule Sebastian Burduja, generația noastră, a mea, a tatălui dumneavoastră, se pare că n-am știut ce să facem cu această țară. De ce dumneavoastră, generația tânără, vă asumați răspunderea de a îndrepta eșecurile noastre, de a îndrepta greșelile noastre pentru viitorul copiilor dumneavoastră sau pentru ce? Categoric, ne pasă de copiii noștri și vrem ca ei să trăiască aici în țara lor și să-și împlinească toate visurile aici în România. N-aș spune că ați făcut însă greșeli, dacă îmi permiteți. Ați făcut și multe lucruri bune. În momentul Revoluției, speranța pe care o resimțeam atunci, toate lucrurile acestea vi se datorează în bună parte acestei generații care a luptat pentru niște drepturi. N-aș fi putut niciodată ajunge în Statele Unite la studii sau la muncă fără lupta pe care generația părinților, bunicilor mei a dus-o pentru o altfel de România, o România libertății. Așa cum este astăzi, cu lucruri bune de înainte de 89 pierdute, din păcate, după 89 și cu anumite lucruri rele, totuși îndreptate. Eu nu mă refer la aspectul acela democratic, ci la greșelile făcute după Revoluție. Generația noastră, a mea și a tatălui dumneavoastră, a fost, în opinia mea, greșelile acestea țin dintr-o lașitate a generației noastre, pe care dumneavoastră văd că aveți delicatețea să nu o taxați ca atare, dar eu, rememorând tot ceea ce s-a întâmplat cu generația noastră, consider că tot jaful acesta generalizat din țară, toată corupția aceasta exacerbată, ni se datorează, am zis datorează, nouă, celor care n-am fost suficient de intransigenți. Și poate prea răbdători, aveți dreptate. Este un moment, cred, acum în istoria României, vital. Dacă nu schimbăm ceva la aceste alegeri și până în 2020, cred că riscăm foarte mult în viitorul nostru ca națiune aici pe aceste meleaguri. Și o spun cu toată sinceritatea și toată responsabilitatea. E o generație de tineri, în parte educați în străinătate, și cred că putem recrea un moment pașoptist în România, fără a avea pretenția că ne ridicăm la înălțimea lor. Nu, mi-a plăcut extraordinar comparația făcută de colegul și prietenul meu, Adriana lui Gheorghe, și de Viorel Cosma, că v-ați asumat menirea generației pașoptiște. Vorba de generația lui Alexandrii, generația lui Bălcescu, cei care s-au întors în țară școliți peste hotare și au făcut România modernă, lucru care nu este puțin. Dar de atunci amprenta celor 50 de ani de comunism care ne-a marcat și a marcat generația noastră a distrus tot ceea ce s-a făcut bun atunci. Are puterea generația dumneavoastră de a reconstrui această țară și de a spune de ajuns până aici? Categoric da.
Și mă bazez pe anumite lucruri. Vă rog, argumente în sensul mă bazez acesta. Pe faptul că din 2008 am pus bazele unei ligi a studenților români în străinătate, care astăzi este cea mai mare organizație românească din lume. Are 13.000 de membri, cu prezență în 40 de țări. În multe țări ne face mai bine treaba reprezentând România decât ambasadele și consulatele României și o spun cu oarecare tristețe. Dar e realitatea și puteți întreba românii care intră în contact cu această ligă a studenților români în străinătate. În această ligă... Un fenomen unic subliniau și cei doi... Corect. Și iată, sinceră să fiu, eu mă consider un jurnalist informat, dar dați-mi voie să vă fac și eu observație. Și dumneavoastră ați greșit că nu v-ați făcut mai mult cunoscut în țară. Ne-ați lăsat să vă descoperim. De ce nu ați apărut până acum să ne spuneți asta am făcut până acum și asta vrem să facem noi tineri de acum încolo? Da, poate n-am reușit să ne facem suficient de vizibili. În presa națională este o blocadă de netrecut pentru o mișcare a tinerilor nesusținută de sisteme, de servicii sau mai știu eu ce. Și se vede clar, cine are acces la televiziune națională, puneți-vă un mare semn de întrebare, oameni buni, cine e în spatele lor? O mișcare a tinerilor onești nu își va găsi susținere pentru că noi săpăm la temelia unui sistem corupt și ticălos, așa cum subliniați, și de aceea multora le este frică de acești tineri care vin acasă, se unesc cu românii care au rămas aici și împreună formează, iată, o alternativă. Mă întrebam atunci când a venit o altă tânără și a ajuns în Ministerul de Finanțe, în guvernul Ponta, parcă era acea tânără pe care a încercat Băsescu să o încurce, Ioana Petrescu. De ce nu sunteți mai incisivi în a transmite mesajul dumneavoastră de bine către țară, pentru că trăim într-o epocă în care lumea este spălată pe creier, dacă vedeți. Mie mi se pare cel mai mare rău al ceea ce se întâmplă acum. Așa e. Cred că din prea mult bun simț. Dar, vorbind cu foarte mulți oameni, cu mii și mii de nemțeni, realmente în ultimele două luni și înainte de asta, dar mai ales în ultimele două luni, am mers în sate, în orașe și ne-am văzut cu cetățenii, am stat de vorbă cu ei. Politicienii și-au făcut foarte bine treaba în 27 de ani, pentru că au adus oamenii în stadiul în care nu mai vor să audă de nimic, nu mai vor să se implice în politică, nu mai vor să voteze, nu mai vor să se implice în societate. Și atunci cine câștigă? Iertați-mă. Câștigă tot cei care ne-au condus. Da, dar aici este o greșeală și mie mi se pare că dumneavoastră, că ne criticăm acum reciproc, două generații puse față în față, a mea și a tatălui dumneavoastră și generația dumneavoastră de tineri. Mi se pare că și dumneavoastră cu acel bun simț n-ați făcut nimic ca să puteți determina generația noastră să gândească altfel. Nu e suficient să stigmatizeze toate relele făcute de generația noastră. Absolut. Este necesar să conștientizeze omul despre rolul dumneavoastră în această societate. Ori dumneavoastră nu sunteți sprijiniți de cei tineri din generația dumneavoastră foarte mult dezinteresat de politică și asta mă doare pe mine și de asta mi-e teamă mie. Să știți că îi recuperăm unul câte unul. Din 2008, vă spuneam, m-am bătut în societatea civilă prin această Liga a Studenților Români în Străinătate. Am pus pe masa tuturor factorilor de decizie măsuri de dezvoltare a țării. Și vă dau un singur exemplu. În 2011 i-am mânat personal președintelui de atunci, președintelui Camerei, președintelui Senatului, primului ministru, o strategie de întoarcere acasă a românilor, care s-a numit Smart Diaspora. Și e publică, e documentată, are cam 60 de pagini cu exemple din alte țări. Nu suntem singura țară care n-am descoperit roata, bineînțeles. Să-și cheme românii înapoi acasă. Oamenii aceștia care au avut pixul în mână, care au avut puterea politică în țara asta, n-au făcut nimic. N-au vrut să facă. N-au vrut să facă și nu s-au priceput. Eu n-aș zice că e numai vorba de incompetență. Eu aș zice de rea voință și de menținerea populației la acest stadiu de idioțenie democratică. Așa, din nu care știu tot dacă ei beneficiază. Nu sunt prea grele cuvintele mele, pe care mi le asum și le pun în dreptul generației mele. Cine iese la vot în mod normal? Să ne întoarcem la ce spuneați mai devreme. Ies oamenii care au ceva de câștigat de pe urma actualei stări.
oamenii poate care primesc anumite ajutoare, oamenii care sunt cu rude în diverse partide mari și prea puțin, din păcate, oameni care țin la această democrație, cetățeni informați care sunt în stare să compare diverse candidaturi, diversi competitori electorali și să vadă care e omul pe care aș vrea să-l trimit în Parlamentul României să mă reprezinte. Ce îl recomandă? Ce a făcut până acum? Cine e în spate? Se va lupta pentru mine? Știu o limbă străină? Are competențe? Toate aceste lucruri sunt întrebări de bază și sper din toată inima că nemțenii și le vor pune înainte să pună ștampila. Dați-mi voi să mă îndoiesc, știți, eu joc aici rolul cetățeanului care se îndoiește de aceste fapte. Și știți ce v-am spus în discuția noastră particulară de atunci? Am spus că mi-este teamă că oamenii nu știu ce votez. Dacă vă duceți un sfert, eu vorbesc acum din experiența mea de jurnalist de un sfert de secol. Dacă mergeți în satele în care Baci este primarul, acolo, la ora actuală, cetățeanul îți pune ștampila de vot pe ce îi zice Baciu satului. Și unii de asta mi-e teamă mie. Unii cetățeni, domnul Ordan. Din discuție pe care am avut, vom vedea pe 11 decembrie. Păi asta vreau să vă spun. Dați-mi voie să ne întâlnim după 11 decembrie și să mă bucur că generația dumneavoastră a înfrânt-o pe a noastră. Dar tare mi-e teamă că nu. Tare mi-e teamă. Spuneți-mi un pic ce spune tata. Tatăl meu e foarte trist că am revenit în România, pentru că era liniștit să mă știe cu un serviciu foarte bun și bine plătit în Statele Unite. Soția este cetățean american, avem o fetiță de un an și trei luni. Suntem o familie la început de drum și am avut acest vis de când eram mic să fac ceva pentru țara mea. Și în cadrul studiilor mele în America, toate cercetarea mi-am făcut-o pe România. Am ținut enorm să pun și omorul la ce se întâmplă aici. Eu vă înțeleg perfect pentru că am trăit acest lucru în urmă cu câți ani, să-mi amintesc, în perioada 76-81 am fost profesorii care am reprezentat România în Maroc. Uh-huh. Se putea fugi la ora aceea lejer din lagărul comunist. N-am făcut-o pentru că ne trăgea dorul de țară. Nimic nu este mai cumplit decât de acolo, de la mii de kilometri, noi eram în Maroc la 10.000 de kilometri, te ardea pe așa dinăuntru dorul de țară. Așa-i. Și acesta, eu, deci personal vă înțeleg, dar nu știu cât din cei din jurul nostru vă vor înțelege și m-aș bucura să vă înțeleagă. Știți de ce, domnul Ordan? Sunt 69.000 de nemțeni alungați din țara asta să-și câștige o bucată de pâine afară. Suntem primul județ din țară ca proporție de oameni plecați la muncă. 69.000 plecați la muncă, 73.000 rămași. Și atenție, nu vorbim de umilințele, cât este de umilitor pentru oamenii aceștia care, de fapt, ei susțin economia. Din corect, ce trimit acasă ei, susțin din astea, n-au făcut nimic cei din țară decât să pape ce au trimis săracii care s-au spetit acolo. Muncesc și oameni aici, am cunoscut, sunt în fabrici, cele care mai merg, sunt oameni care au ales să stea și respect din toată inima. Da, dar sunt tot mai puțini, sunt tot mai deziluzionați, se simt tot mai departe de cei care au plecat. Visul meu este să reunim toate aceste ar familii, fi extraordinar. Să aducem copii acasă. Îmi amintesc un reportaj recent pe un post de televiziune, central de televiziune, admirabil despre, probabil că știm amândoi despre ce, da, este vorba, admirabil despre viața celor care au luat ca dumneavoastră lumea în piept și au decis să vină acasă. Câte piedici, câte deziluzii, câtă birocrație este. Ce veți face dumneavoastră odată ajuns în Parlamentul României să înlăturați toate aceste piedici care sunt menite să ne aducă acasă oamenii ca dumneavoastră? Soluțiile sunt simple. Totul să existe voință și totul e să existe voci pentru cetățeni care spun lucrurilor pe nume. Din experiență proprie vă spun, ca să te repatriezi ai nevoie de cel puțin 2 luni de zile de alergat între diverse instituții pentru întocmirea diverselor documente. Da, certificat de căsătorie, certificat de naștere pentru copil, echivalări de diplome, permis de reședință în caz că ești căsătorit cu un străin și așa mai departe. Este o oroare. Noi vrem ca statul român să nu mai ceară un document pe care deja l-are.
Din punct de vedere al familiei dumneavoastră, a spus, soția este cetățean american, nu vă reproșează niciodată că v-ați întors acasă? Pentru că e reciproca. Niciodată. Eu spun, iubirea n-are pașaport. Așa s-a întâmplat să ne îndrăgostim când eram amândoi la Harvard și din prima zi am spus că, și realmente din prima zi a prieteniei noastre, am spus că visul meu este să revin acasă. E o misiune asumată în doi și acum în trei și cu fetița noastră. Deci o misiune asumată să ne construim un viitor în România. Este extraordinar de bine. Ce face soția acum? Acum lucrează la București, este angajată a Băncii Mondiale, biroul București. Da. Ea a lucrat în Banca Mondială, și absolventă de Harvard. Haideți să ne întoarcem la cartea dumneavoastră pe care o recomand cu căldură rămașcanilor, deși eu însă este prea scurt timpul și acum în campania electorală sunt cumplit deprinsă. N-am avut timp decât să o citesc, cum se spune, în diagonală, da, să o răsfăiesc, însă mi-a plăcut extraordinar de mult. Să vorbim, nici și-am făcut greșeală nici ca să nu o aduc, dar unde o pot găsi rămașcanii și vorbiți-mi un pic de cartea dumneavoastră. Este o apariție la editura Curtea Veche, se găsește... Una din cele mai prestigioase. Este și deosebit de onorant că m-au primit în familia lor. Se găsește în toate librăriile, și în roman, și în neamț, și în țară. Este un tiraj generos și sper că mulți români vor citi. E o perspectivă asupra ceea ce s-a întâmplat în 27 de ani și răspunsul meu la întrebarea cum a fost posibil să pierdem acea speranță din decembrie 89 într-un nesfârșit șir de deziluzii. Și mai mult, vorbeam cum de e posibil să regăsim speranța. Da, vorbeam de ceea ce eu am, dumneavoastră a spus-o mai fiind, de ceea ce eu am caracterizat a fi ticăloșia generației noastre. V-am zis, n-aș spune că e o chestiune de generație. Realmente, am regăsit și acum în stradă, vorbind cu mii și mii de nemțeni, oameni tineri de toate vârstele, cum le spun eu. Oameni care încă se luptă pentru România, oameni care merită mai mult, oameni care nu așteaptă ajutoare sociale, oameni care muncesc și se implică în societate. Haideți să mai, dacă toți suntem la ora mărturisirilor și ne-am propus să facem o cu totul și cu totul altă fel de emisiune aici, să spunem că eu am venit la lansarea cărții dumneavoastră dintr-o obligație profesională trimisă de monitorul de roman, iar dumneavoastră ați fost relativ sceptic în ceea ce privește, a urmat o perioadă de tatonare reciprocă, dar am ajuns la un stadiu de respect descoperindu-ne unul pe altul. Dumneavoastră, dinozaurul presei nemțene. Așa alții sunt dinozauri acestei țări. Eu sunt dinozaurul presei nemțene, așa mi-a spus un telespectator care îmi recomanda chiar să mai las locul și tinerilor. Probabil că o să-l las, dar e nevoie și de jurnaliști mai incisivi și mai în vârstă ca mine. Și simpatia dumneavoastră a venit din ceea ce ați admirat un demers cetățenesc pe care eu l-am făcut și dumneavoastră l-ați admirat și ați spus că voi avea tot sprijinul dumneavoastră. Ceea ce pe mine, chiar să spun, m-a încântat. Haideți să, cu dragă spunem, inimă, cu dragă să spunem despre ce este vorba. Cu dragă inimă, noi facem astfel de sesizări către autoritățile locale în toată țara. Avem un coleg extrem de incisiv, Cristian Mihai Dide, un antreprenor român, care a fondat un ONG, o organizație non-profit, cu cei mai buni juriști, cred, din generația tânără și care se ocupă de respectarea legii. Dau în judecată primării, consilii județene. Lucru pe care și eu l-am făcut, dar în calitate de cetățean, de simplu cetățean și jurnalist, care am pus la îndoială un act emis de o autoritate județeană. Nu mi s-a părut firesc în condițiile în care tu refuzi de jumătate de an să achiți o obligație asumată de un consiliu anterior, să plătești care ține de viața oamenilor 482.000 de lei pentru a doua tranșă, să arunci 9 miliarde, să faci un târg de Crăciun pentru o comunitate mai restrânsă.
am dreptate, n-am dreptate, o să pâine spună pâine și judicial. Circ, probabil, mai ales da. Că suntem într-o perioadă electorală, în loc să avem grijă de viața noastră, în loc să ne uităm la faptul că unul din doi români mor cu zile în spitalele noastre, unul din doi români mor cu zile, alegem să, iată, plătim tot felul de eu, sinceră să fiu, eu însăși sunt destul de circumspectă, dar am vrut gestul meu să fie un semnal de alarmă și să spună cetățenilor acestei țări că da, eu, cetățeanul care sunt odată la 4 ani chemat la vot, pot să taxez odată prin ștampila pe care o pun acolo, dar pot să mai taxez și prin astfel de demersuri. Nu-mi convine un act administrativ, îl atac în contenciosul administrativ, este în tribunalul comercial. Este, este vorba. Un drept al nostru și, de fapt, asta înseamnă o democrație. O democrație nu înseamnă odată la 4 ani să ne mobilizăm o parte dintre noi și să ieșim la vot. Înseamnă și asta, dar nu doar asta. Eu spun că o democrație înseamnă să te lupți în fiecare zi pentru dreptul tău. Și exact asta faceți, asta încercăm și noi să facem și contați pe tot sprijinul nostru pentru a face dreptate în acest caz. O să vedem câtă dreptate o să ne dea justiția, pentru că știți că legile și dacă ajungeți în Parlamentul României, asta va trebui să îndreptați în primul rând. De ce eu, cetățean, să nu am dreptul să-mi exprim opinia pe chestiuni de oportunitate? Pentru că eu am atacat această hotărâre pe chestiuni de oportunitate. Ei, se pare că n-am șanse, pentru că legea e făcută de așa natură, încât la ora actuală, eu, cetățean, nu pot să mă exprim pe chestiuni de oportunitate. Este de ce mai grave problema acestei țări, când ai oameni cu pixul în mână, care de fapt nu răspund pentru deciziile lor. Și le dau, cum să spun, le dau arbitrar. Mai avem 3 minute, vi le lăs dumneavoastră în exclusivitate să le gestionați și să spuneți tot ceea ce trebuie să ajungă la sufletul. Okay. Și la urechile și la sufletul romașcanilor. Bun. Care sunt convins că vor admira îndrăzneala unui tânăr de a aborda astfel problemele. Sunt minutele dumneavoastră. Vă mulțumesc. Aceste alegeri din 11 decembrie sunt cele mai importante pe care le-am trăit. E un moment vital pentru România, e un moment în care ne decidem viitorul, e un moment în care alegem dacă rămânem un stat și o națiune sau dacă ne risipim așa cum facem de 27 de ani. Avem oportunitatea ca nemțeni să dăm României primul deputat independent din istorie. Nu a mai fost ales ca independent vreun deputat până acum în România. Voi fi vocea dumneavoastră a cetățenilor, a tuturor nemțenilor și a tuturor românilor. M-am pregătit toată viața să vă reprezint realmente cu toată competența mea, prin cunoștințele acumulate la Stanford, la Harvard, la Banca Mondială, 12 ani în America și în toată lumea aceasta. M-am întors acasă pentru că eu cred că România merită o șansă din partea fiecăruia dintre noi. E o țară minunată, e o țară cu oameni pricepuți, harnici, credincioși, cinstiți. Din păcate, o țară subjugată de 27 de ani de niște ticăloși. Dați-mi unde, această șansă. Unde vă găsesc pe buletinul de vot? Că asta e foarte important. Ultima poziție, cei din urmă vor fi cei din tâi, ultima pagină, atât eu la deputați, cât și colegul meu Andrei Carabela, ultima poziție la Senat. Doi independenți. Stimați telespectatori, v-am spus că va fi o misiune cu totul și cu totul atipică. Vă rog frumos să meditați mult la ce a spus acest tânăr școlit peste hotare, care a venit acasă să facă ceva pentru noi nemțenii și pentru români în general. Noi vom ști dacă vrem alt viitor pentru această țară. O zi bună! Mai bine.